Căderea guvernului nu este bine văzută de toată lumea în aceste momente când se apropie alegerile. Părerile oamenilor sunt împărțite când vine vorba despre acest subiect. Un nou guvern nu pare să încânte pe toți zeloanii, susținând că nu vor face mai mult pentru popor decât cei care au plecat. În schimb, unii s-au bucurat și cred că poate o schimbare va fi benefică. Ce credeți despre faptul că a căzut guvernul? Nici o părere bună, nici o părere rea. De ce? Pentru că înainte de alegeri nu era bine. Dar asta e problema politicienilor. Noi lucrăm, noi muncim, ei nu. Nicio părere. Iar că e cu toți. Lasă-mă, domnule, ce crezi că asta face mai bine care vine. Mi-e pare tare bine. Foarte bine, că nu a făcut nimic pentru popor. Crezi că noul guvern va face mai multe? Nu o să facă mai multe, dar trebuie schimbare, că să nu se mai poate. Foarte bine. De ce? Păi trebuie o schimbare, așa zic eu. Crezi că noul guvern va fi mai competent? Păi dacă nu, va veni altul, deci tot, ceva tot trebuie să schimbe. Foarte bine. De atâta incultură ne-au ignorat, ne-au jurat, ne-am fost așa, niște nulități poporul ăsta. Ei n-au respectat nicio lege, n-au respectat curtea constituțională, n-au respectat nimic. Măgarul de Băsescu, ce să-i spun, un om alcoolic, un om care n-are nimic. Cred că n-are nimic cu poporul ăsta. Ori că e unul, ori cu altul, tot acolo. Într-o țară democratică e un lucru normal. Trebuie să mai schimbe. Vine altul, cade și ăla, până încep să meargă lucrurile bune. Bine, sperăm.